făcut-o doar la copii și nu e pentru prima dată. De pildă, ieri a spart 5 farfurii, iar azi, când am ieșit din casă să-mi cumpăr 3 cheoane și un caiet, pisica mea s-a cățărat pe masă și de acolo tocmai pe bufet. Pe semne că ne caz că dimineață, turnându-n lapte în cană din ibrid și înfulecând clătite cu dulceață, de nu i-au mai lăsat nimic, dar spuneți voi, ăsta-i motiv să spargă ceșcuța mea cu flori de porțelan pe care am primit-o de la mama când îmi primisem mult mai mult de un an. Sunt supărat, o voi goni? La noapte va miuna, iar singură sub geam. Dacă vreau azi dimineață lapte, de ce nu mi-a cerut?